Barau sub o România, reprezentat de maestrul Dina Constantin și instructorul Mihai Popescu, l-au avut invitat în perioada 5-10 octombrie anul curent pe maestrul filipinez Eduardo Cenița. Eduardo Cenița este originar din Cebu, Filipine și a preluat acest stil de cuțit de la tatăl său, dedicându-și timp și resurse în a-l face mai versatil și a putea fi cât mai ușor adaptabil condițiilor de luptă reale. Maestria maestrului Cenița a putut fi observată în 3 orașe mari din România, București, Pitești și Iași, unde cei prezenți s-au putut bucura și studia alături de maestrul Cenița și maestrul Dina Constantin. La seminarele demonstrative ținute în cele 3 orașe au fost prezenți aproximativ 33 de practicanți ai stilului Barau Sugbo, dar și practicanți ai altor arte marțiale, atât din țară cât și de peste hotare. Echipa Artă și Spirit a fost prezentă și ea în cadrul sălii de la Clubul Sportiv Unirea Iași, condusă de reprezentantul pe Moldova, Marius Drăghiciu, unde a avut ocazia să descopere puțin din abilitățile maestrului Eduardo Cenița, dar și modestia extraordinară a acestuia. Pe parcursul celor 2 ore a antrenamentului special, desfășurat în compania colegilor din Iași, s-a putut observa dorința maestrului de a-și împărtăși cunoștințele celor ce doresc să studieze Barau Sugbo prin lucruri direct cu fiecare participant. Cu mențiunea specială că cei interesați cu adevărat trebuie să se antreneze foarte mult și cu maximă dorire, pentru că doar astfel vor putea să dobândească abilități speciale. Cei interesați de studiul stilului de cuțit Barau Sugbo pot să o facă prin intermediul clubului din Iași alături de Marius Drăghiciu, de care cu siguranță o să mai auzim.